Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou video. După cum bine puteți vedea și din titlu, astăzi vorbim despre haine sport. Și am să vă arăt ce mi-am cumpărat în ultima vreme și câteva lucruri pe care le-am cumpărat mai de demult sau pe care le-am primit chiar și de Crăciun, cred că probabil le-ați văzut și în acel haul. Așadar, începem cu cele mai recente, zic eu. Și cea mai recent ajunsă comandă este de pe ePantofi și avem aici o pereche de pantofi sport, nu, că de la ei a plecat toată treaba asta cu Adidas, de aceea le zicem Adidas, pentru că sunt atât de mult au ajuns să fie cunoscuți, încât am ajuns să le spunem tuturor pantofilor sport Adidas. Așadar, încă o pereche de pantofi Adidas Stan Smith, mai am aproape la fel, doar că este puțin talpa mai... și mai mică și mai ușoară față de aceștia. Am fix așa, pe negru și pe alb, probabil știți, sunt luați mai de mult de prin 2019, cred. Și ei, pe aceia i-am băgat la sală și acum cu aceștia îmi doresc să merg pe stradă cât mai puțin posibil, pentru că eu nu sunt așa o mare adeptă a stilului sport, însă am observat că pot foarte bine să folosesc acest tip de pantofi în combinație chiar și cu costume. Și îmi place foarte mult și chiar la finalul acestui videoclip o să vă exemplific puțin în fața oglinzii să vedeți cam ce idei de outfituri am. Deci, cam aceștia sunt. Am observat că pe ePantofi eu trebuie să-mi iau 35 și jumătate, nu 36, așadar este mărimea perfectă. Și puțin mai devreme, în cealaltă comandă, au venit aceștia. Practic sunt identici, doar că sunt pe alb. Ta-da-da! Ei sunt la capitolul pantofi. Cred că dacă tot vorbim despre accesorii, ar fi cazul să vă arăt aici și una din șepcuțele mele. Cred că preferata mea. Este o șapcă foarte simplă, cumpărată, cred că de la Bodo Sport, de aici, din Timișoara, dar se găsește acest site, adică este și un site online și puteți să o luați și de acolo. Și tot așa, la capitolul accesorii pentru sport, intră și acest ghiozdan pe care cel mai probabil l-ați văzut de Crăciun. Este absolut superb, încape tot ce am eu nevoie în el, mi-a încăput și pe timp de iarnă, cu tot, cu echipament, cu sticlă de apă, cu... o să vedeți într-o zi, dacă vreți, o să fac ce am în geanta mea de sport și o să vedeți exact ce se află în el. Și acum trecem la ce am cumpărat cel mai recent. Deci vânez acest tricou de foarte mult timp și tot mi-am zis azi, mâine, după cum vedeți, ele sunt șifonate, nespălate, unele chiar au aici încă etichetele, pentru că mi-am zis să vi le arăt și apoi să le aranjez și să le pun la locul lor. A fost 120 și acum l-am luat la reducere la 70 de lei de la același magazin Bodo Sport, cum vă spuneam. Mi-au zis băieții că l-au adus de la copii. Ok, super, deci mă potrivesc încă o dată cu copiii. Îmi place foarte mult, este un material... Este din bumbac, dar n-aș spune că e cel mai calitativ bumbac pe care l-am văzut vreodată, dar ne uităm și la preț și ne dăm seama. Însă zic eu că pentru a merge la sport este absolut ideal. Mi-am luat și colanți care bat așa puțin în piersiciu, nu mă așteptam la treaba asta. Mi-aș fi dorit să fie mai spre roșu, dar sunt ok. O să vă arăt și pe ei, o să îmbrac în fața oglinzii, să vedeți că nu îmi place neapărat să pun roșu acela cu piersiciu acesta, ci mai degrabă aș pune cu un tricou negru. Îmi plac foarte, foarte mult contrastele, chiar dacă nu sunt neapărat recomandate. Mie îmi plac foarte mult și cum este firesc să purtăm ceea ce ne place, voilà. Așadar, și acesta este fix ca cel roșu. Aici este puțin mai gros, unde e și logo-ul. Și eu zic că arată foarte bine. Acum nu știu ce să zic despre astea două. Dacă să le bag la sală, dacă să nu le bag, să le folosesc pentru oraș, cu blugi și cu pantofie, mă mai gândesc în funcție de cum o să îi probez, cum o să le încerc pe toate și o să văd exact cum îmi stau. Nu v-am spus, cred, cât costă colanții, tot 80 de lei, fiecare tricou redus tot la 80 de lei. Și acum mi-am mai luat niște șosete, ca întotdeauna, albe și negre, doar așa folosesc, însă câteodată mai cumpăr și le de la Decathlon, puțin mai groase. Deci da, cam pe aici mă... situez între Decathlon și Adidas. Aici mi-am luat între 34 și 36
Și au fost 50 de lei, două perechi sau trei perechi. Una, două, trei perechi, 50 de lei. Acestea fiind cele mai noi luate, după care cu foarte puțin timp înainte, adică tricoul ăsta l-am primit de la cumnatul meu, cred, de Crăciun și mi-am zis, ok, hai să-i cumpăr și o pereche de colanți. Și am găsit ceva asemănător la Decathlon. Acum, dacă le punem cam așa, nu, nu e pe niciunde, dar să zicem că e pe acolo. O să le îmbrac și pe acestea, cred că și ei au fost 100 de lei sau ceva de genul. O să le îmbrac și pe acestea și o să le vedeți exact cum arată pe mine, pentru că se, nu știu, când se așează pe corp, se așează mult, mult mai bine. Și cele luate de Crăciun, nu știu, poate n-ați reușit să vedeți acel videoclip. Așa, practic moșul când mi-a dus acest tricou voia să mi-l ia pe cel negru, însă nu a știut exact ce am pozat eu în telefon și a preferat decât să mă întrebe să-l cumpere pe acesta, însă e foarte, foarte bun pentru vara acesta, fiind super, super subțire și bineînțeles că are și colanții lui negri. Da, deci avem și varianta asta. Și dacă vreți ceva puțin mai ieftin, eu mi-am luat un set dintre acesta pentru că mi-am dorit să-l încerc, să văd cum e. Am profitat și de faptul că are bluză. Bluza vine așa, dar după cum vedeți aici în talie, sper să puteți vedea, mi se tot ridică, cel puțin când faci partea de sus. Nu știu ce să zic, eu nu mă simt încă foarte confortabil, deși sunt slabă și nu pot să zic că nu arăt bine, dar nu mă simt așa confortabil să mi se vadă foarte multă piele la sală și atunci parcă nu îi prefer tot timpul. Colanții vin și ei cât de sus pot, dar nu știu, sincer, n-o să mai iau astfel de seturi. Sau dacă o să le iau, cred că o să le iau cu mărime mai mare, dar e foarte greu că dacă le iau cu mărime mai mare, mie deja e mare în talie, pentru că sunt foarte, foarte mică, am 59-60 în talie. Și atunci nu știu ce să zic, parcă nu mă coafează foarte bine genul ăsta sau trebuie să mă mai obișnuiesc eu cu treaba asta, cu că și așa mă simt foarte dezbrăcată și expusă, dar nu știu, probabil o chestie de obișnuință, habar n-am. Însă prefer mult mai mult genul ăla de îmbrăcăminte cu tricou care vine frumos și îți acoperă cât mai mult, chiar dacă se ridică, tot nu reușește să se vadă nimic din piele. Și am pregătit pentru voi și o variantă un pic mai ieftină, adică din Decathlon. Decathlon este un magazin care se află în Timișoara, dar are și site și de asemenea puteți să vă uitați și pe site și de acolo, de la ei, de la firma, nici nu știu că am tăiat eticheta, că eu veșnic tai etichetele, trebuie să vedem dacă și aceștia sunt la fel. Domios, cam așa se numește una din firmele pe care ei le vând acolo. Și este acest tricou foarte drăguț, încă îl mai port, este primul tricou pe care eu l-am luat vreodată pentru sport, pentru că nu eram convinsă că o să vreau să fac treaba asta și am zis, ok, nu merită să investesc mai mult, cine știe, o să mă duc de două ori și o să plec. Și acești colanți care sunt absolut superbi, sănătate, sănătate, sunt absolut superbi, doar că, din fericire, m-am îngrășat și acum puțin bătălia aceasta e foarte groasă și atunci un pic am probleme până îi trec de partea șoldurilor și apoi am senzația că mă strânge puțin. Și de ce să mă chinui când pot foarte bine să mă simt lejeră? Că de fapt despre asta e vorba, când faci sport trebuie să te simți cât mai lejeră. Îmi place că au buzunare aici, ceea ce nu are niciuna din perechile de la Adidas și au fost sigur mult mai ieftin, undeva la vreo 60-70 de lei. Așadar, cu siguranță o să mai cumpăr acum că vine vara încă o astfel de pereche, dar cu un număr două mai mari, pentru că îmi plac foarte mult și aici la genunchi au chestie din asta elastică, deci sunt absolut ok. Pentru mine nu e foarte important brandul ca în, nici în haine, nici în nimic altceva. Pentru mine e important să fie din bumbac, să, deși asta de pe mine nu e din bumbac, dar văd că nu am nicio reacție adversă, momentan sunt ok. Ideea e să mă simt bine și să pot să-mi fac exercițiile cât mai corect. Nu sunt sportiv profesionist, nu sunt instructor de fitness, nu trebuie să arăt impecabil, nu vând imaginea mea. Și atunci pentru mine important este la sală să mă simt bine și să pot să-mi fac exercițiile cât mai corect, să pot să am mobilitate, să mă mișc, să fiu ok. Dacă se poate să fie și o armonie în felul cum sunt îmbrăcată, e cu atât mai bine. Și m-am gândit să vă arăt și două bustiere. Am în plan
după ce o să mă mai îngraș puțin și o să ajung așa cumva la forma dorită, să-mi cumpăr câteva bustiere de la Nike și de la Adidas, dar momentan nu este cazul. Așadar, o am pe aceasta de la Domino's, bustieră pe care o folosesc și de zi cu zi în momentul când am vreo bluză mult mai decoltată, pentru că are chestia asta neagră aici și atunci acoperă fix cât trebuie și nu se vede și totul e perfect. Și evident că noaptea, și atât și la sport, cât și noaptea, dorm cu astfel de bustiere de la Kick. Sunt bustiere pe care am dat, nu știu, 12 lei, 15 lei, v-am zis eu la momentul potrivit. Și sunt absolut superbe, îmi plac foarte mult, susțin tot ce trebuie să susțină și acoperă tot ce trebuie să acopere și sunt absolut superbe. Cam aceasta este, nu știu, marfa pe care o dețin în momentul de față, referitoare la sport. În ultima vreme, în Timișoara, sălile au fost închise, așadar am făcut sport mai mult de acasă, dar mi-am zis să vă fac așa un scurt haul. Poate că sunt interesați printre voi, nu știu exact, n-am mai dezbătut foarte mult acest subiect și dat fiind că am intrat și eu în această lume de câteva luni, chiar de anul trecut am început așa mai serios de prin septembrie, numai că știți și voi, în octombrie ne-au închis 6 săptămâni, acum iarăși ne-au închis prin februarie iarăși, sau martie, cam așa 2 săptămâni și iată că facem cum putem și acasă și la sală. Ideea este că personal cred că învățându-mă să tot merg la sală, cumva acolo sunt mai responsabilă și lucrând cu greutăți și cu aparate nu prea ai cum să greșești și cum să trișezi. Atunci când lucrezi cu propria greutate, poți mai reduce o serie, hai că nu ridic suficient cât trebuie, dar și aici ține de tine și de motivația ta. Dar cel puțin când lucrezi cu aparatul, nu ai cum decât să faci corect, altfel riști să-ți rupi sau să te accidentezi. Și da, pentru mine e mult mai motivant să fiu în sală împreună cu oameni care fac același lucru ca și mine decât acasă unde este Netflix-ul și internetul și alte, nu știu, ispite. Dar da, e bine că deja mi-am creat acest obicei, n-aș fi crezut despre mine asta, ba chiar vreau să-l duc la next level și cândva, sper eu în această vară sau toamnă, să încep și câteva lecții de not și atunci cred că lucrurile se vor armoniza mult, mult mai bine în ceea ce privește, nu știu, tonifierea corpului în general și toate au, bineînțeles, legătură și cu mâncarea, dar despre asta vorbim în cu totul și cu totul un alt videoclip. Acestea fiind spuse, vă las acum, vă pup și urmează să vă pun un scurt colaj în care vă arăt așa câteva ținute construite de mine. Sper mult că v-a plăcut. Aștept comentariile voastre. Toate cele bune! Pa, pa! Și aici avem compleul roz. Mi-am pus șapcă neagră și papuci negri. Nu știu. Acum vă spuneam, nu prea îmi place că se vede partea asta de piele, dar poate cu un body pe dedesubt arată mult mai ok. Nu știu dacă am menționat, dar compleul acesta este de pe ivet.ro, dar știți că se găsesc pe o mulțime de site-uri. Așadar, mergem mai departe, că avem și un vizitator pe aici. Aceiași pantofi negri, am pus doar colanții pantalonii aceștia negri și tricou roșu care, by the way, îmi e super, super fix, ceea ce mie îmi place, doar că în momentul în care o să ai puțină burtă, dar ideal ar fi să nu avem. Da, mă mai gândesc dacă să-l pun, o să-l probez și cu blugi să vedem exact cum se prezintă, dar îmi place mult mai mult, cred că o să-mi placă mult mai mult cu blugi și cu papucii albi, rămâne să vedem. Da, tricourile acestea vor rămâne să fie purtate cu jeans, pentru că îmi plac mult, mult, mult mai mult așa. Da, da. Și aici avem varianta de colanț roșii, care vin puțin mai sus, și tricoul acela care vă spuneam eu că este ușor subțire. Eu nu știu de ce vă tot arăt papucii pe care am hotărât să-i țin de stradă, când de fapt aceia sunt de sală, dar cred că mi-e mai comod acum să le arăt. Oricum sunt cam la fel, doar că aceștia au niște dungulițe și aceștia au stema. Care sunt la fel. Bine, aici puțin așa. Eu zic că arată super. Și putem să spunem că acesta este
nu știu, ultimul set, deși combinații mai pot fi făcute și eu am mai făcut, așa cum vă spuneam, obișnuiesc să pun și tricou negru sau tricou alb, dar mult mai multe combinații puteți să vedeți pe Instagram, Yasmina Loredana Groza, acolo pe stories sau în poze, o să vedeți mult mai multe combinații și o să le și dau tag de pe unde sunt. Acestea fiind spuse și arătate, vă pup cu drag, vă las aici și ne revedem data viitoare! Toate cele bune, pa, pa!